Seara, dragi telespectatori, bun regăsit la o nouă emisiune Lumină din Lumină Lină. Încet, încet călătorim, depărtându-ne de momentul de referință, pogorârea Duhului Sfânt sau Rusaliile, și iată ne suntem în cea de-a treia duminică după Rusalii, o duminică pe care nu putem înțelege fără raportarea la ziua cea mare a cincizecimii, căci ea nu face altceva decât să dea mai departe speranțe celor care au înțeles mesajul primei duminici, al celei de-a doua duminici, fiindcă biserica taină a întâlnirii noastre cu Dumnezeu este amplificată și ea nu face altceva decât sfințește oamenii, oamenii care iau locul îngerilor căzuți în ceruri, în apropierea lui Dumnezeu, și ei sunt invitați din toate etniile, toate neamurile pământului. Și asta a fost semnificația sau sensul primei duminici după pogorârea Duhului Sfânt. Iar noi, ca popor, am avut oameni deosebiți care au sfințit istoria și au sfințit timpul viețuirii lor în așa fel încât au impresionat și au marcat pe contemporanii lor, iar aceștia i-au respectat în mod deosebit și ulterior biserica a luat act de cinstirea acestora și i-a canonizat, și asta înseamnă duminica a doua după Rusalii, care este închinată cinstirii sfinților români. Departe de a epuiza acest subiect într-o oră, așa cum a fost ora trecută, duminica trecută, pentru că n-am putut și n-am avut timpul necesar fizic vorbind să prezentăm pe sfinții apropiați nouă din neamul nostru, și anume sfinții care s-au remarcat în evul mediu și în perioada mai apropiată, fără să luăm seama la ceea ce a însemnat gulagul și temnițele comuniste, unde istoria de aici încolo va trebui să identifice, va trebui să ia act de respectul și cinstea pe care unii sau alții dintre contemporanii noștri o acordă celor care de curând au trecut la cele veșnice. Și ar fi destul în sensul acesta să menționăm pe cei mai mari duhovnici ai neamului și ai bisericii, începând cu părintele Ilie Cleopa sau Paisie Olaru, înaintașul acestuia, părintele Cleopa, cu părintele Arsenie Papacioc, cu părintele Arsenie Boca și părintele Făgețeanu Adrian și câți alții nu sunt care au pătimit vreme îndelungată în închisori și mai apoi au fost cei care au influențat pe contemporani încât astăzi sunt pelerinaje la locurile în care aceștia își dorm somnul de veci. Secolul trecut a fost un secol plin de sfințenie, deși a fost cel mai sângeros secol al istoriei. Și spun lucrul acesta fiindcă în timp de pace au murit mult mai mulți oameni decât în timp de război, și asta din nefericire doar în spectrul sau în regiunile stăpânite de dictatura comunistă. Dacă în 90 se vorbea de 45 de milioane de oameni uciși în timpul lui Stalin, mai apoi 37 în timpul lui Mao Zedong, astăzi se vorbește de 100 de milioane uciși în China, timpul dictaturii maoiste, și rămâne pe locul 2 surclasat fiind, deci, Stalin, iar pe locul al treilea este trecut Hitler cu cele 20 de milioane, dar parte din ei au murit pe câmpul de luptă. Uriată, noi nu am făcut trimitere la niciunul dintre aceștia, fiindcă n-am avut timp să-i
evidențiem pe cei din epoca evului mediu și modernă, dacă ar fi să ne gândim doar la două nume din acestea, și anume Sfântul Calinic de la Cernica, despre care Ioan Cuza, care a avut probleme cu oponentul său la reformele din biserică, Sofronie Miclescu, și pe care l-a și obligat să demisioneze în august 1860, după ce îl susținuse frenetic în ianuarie 1859, să ajungă domnitor, despre care Cuza spun, zicea că este singurul ierarh pe care îl cunoștea, dar a fost ierarhul care s-a ridicat din obștea de la Cernica și care avea un mod riguros de vețuire. Obștea de acolo era o obște care în general punea accentul pe rugăciunea inimii isihastă, obște isihastă, iar Sfântul Calinic nu a dormit niciodată în pace pe un scaun și era extrem de sever cu sine însuși, și ar fi destul să ne amintim o relatare consemnată despre el atunci când, făcând o vizită canonic, pentru că el a fost episcop de Râmnicu Vâlcea, făcând o vizită canonică la Târgu Jiu, când un preot era obligat să slujească în mormântarea cuiva și, săpându-se groapa, au găsit pe cineva de ani buni, peste 25 de ani, neputrezit, și oprindu-se Sfântul Calinic, a citit rugăciunea de deslegare, pe care o găsim întotdeauna citindu-se la prohodirea oricărui creștin, și consemnează istoriograful că de la începutul citirii rugăciunii și până la sfârșitul acesteia, cel care nu era putred de zeci de ani s-a făcut deodată cenușă, s-a făcut pământ. Este Sfântul Calinic, dar ce să zicem de Părintele Grigorie Dascălul, cel care a fost mitropolit al țării românești mai înainte acestuia, a fost în 1823-34 și care o perioadă de câțiva ani a fost chiar scos din scaun și trimis în Surghiun, fugit spre Moscova, spre Rusia, și care a stat la Buzău o perioadă de timp și a tipărit câteva lucrări. Era un traducător de excepție, care a ajuns mitropolit al țării românești din postul de ierodiacon. Era doar simplu diacon în mănăstirea Căldărușani și din această postură el a fost ales mitropolit pentru calitățile sale intelectuale, morale și duhovnicești, și este momentul acela extrem de important redat pentru noi, în care, invitat fiind la București, ierodiaconul Grigorie a plecat din mănăstire într-o seară de decembrie, l-a prins noaptea în mahalaua de vecină a Bucureștiului, probabil undeva prin Colentina, cunoștea un preot, a bătut la poarta acestuia, l-a rugat să-l găzduiască. Preotul, când l-a văzut așa un călugăraș cu nu atât de bine îmbrăcat, și nu a crezut că este un călugăr cerșetor, și i-a oferit găzduire, dar i-a spus că n-are unde să-l găzduiască, decât să meargă în cocina porcilor, că acolo ar putea să se odihnească. Și părintele Grigorie a acceptat. De dimineață a mulțumit și a plecat, iar peste câteva zile, în ziua de bobotează, fiind sfințirea și instalarea noului mitropolit, a fost alai mare. Preotul din Mahala era printre fruntașii din sobor și când și-a făcut apariția noul mitropolit, constatând că de fapt este călugărul pe care îl primise la el, rușinându-se, a început să dea înapoi pași mărunți, dar mitropolitul, observându-l, l-a invitat și a spus: părinte, nu vă fie jenă, poftiți, veniți, stați, rămâneți aici. Chiar dacă porci au fost mai generoși decât dumneavoastră cu mine, veniți și rămâneți aici în sobor. Un mitropolit care
a fost de curând trecut în rândul Sfinților și care a excelat prin capacitățile sale intelectuale și morale, dar și prin smerenia deosebită care a înnobilat nu doar ființa, ci și scaunul metropolitan timp de mai bine de 10 ani. E bine, sunt doar doi, dar dacă ar fi cumva să te duci la Vulcănescu sau știu eu care altul dintre cei ce au pătimit în temnițele comuniste, jertfindu-se ca să poată să salveze o viață, cum a fost Vulcănescu, un copil, l-a culcat pe pieptul lui, ca să nu cumva să, el stând pe, cu spatele pe ciment. Sunt acte extraordinare. Numai cei care ați citit în lucrarea Sfântul Luca al Crimeii, vă puteți imagina cam care au fost, de fapt, ororile ce s-au bătut asupra creștinilor în secolul trecut. Ei bine, le-am spus pe toate acestea ca să înțelegem că în biserică își au loc toate neamurile. Nu există vreun neam privilegiat în fața istoriei. Să credem că un neam are, știu, culoar deschis pentru înscrierea unor sfinți și altui neam este închis acest culoar. Dimpotrivă, orice neam este invitat, este ajutat și este așteptat de Dumnezeu să-și trimită nu doar reprezentanții, ci cât mai mulți dintre vețuitorii ei spre veșnicie și veșnică cinstire. Ei bine, duminica aceasta, spuneam, o înțelegem și mai bine. De ce? Pentru că toate aceste deziderate pe care le-am enunțat pot fi puse în practică dacă nu uităm o clipă că Dumnezeu ne poartă de grijă. Fiindcă dacă ar fi cumva această duminică să o definim într-un fel, ar trebui să-i spunem că este duminica proniei divine sau purtării de grijă a lui Dumnezeu. E adevărat că noi creștini răsăriteni avem această conștiință și convingere că Dumnezeu, creatorul Universului, al lumii, este cel care îi poartă de grijă până la sfârșitul ei, până la sfârșitul lumii. Dumnezeu, creatorul, este cel care guvernează întregul univers, este cel care cooperează cu întregul univers, este cel care conduce întregul univers spre scopul sădit la creare și anume acela de a fi părtaș universul la iubirea divină, la această revărsare permanentă a dumnezeirii în afară, prin ceea ce se materializează în cuvântul pe care noi îl folosim și îi spunem iubire, a iubi, dar o stare pe care ne-a descoperit-o Mântuitorul Hristos și ne-o arată, ne-o indică permanent până la sfârșitul veacurilor, și anume aceea pe care El a trăit-o și o trăiește în stare de agonie până la sfârșit cu brațele deschise pe Sfânta Cruce, primind răutatea, dar oferind în schimb totdeauna căldura inimii dumnezeiești într-o iubire jertfită în istorie. Ei bine, au fost și sunt și astăzi și alte forme de a explica existența și universul. Este un lucru știut. Această, cum spune, modul nostru de viețuire, trăirea noastră creștină, are lucrurile bine precizate. Și anume că Dumnezeu a creat lumea, i-a dat niște legi, dar El lucrează, conservă tot timpul și nu doar guvernează, ci El și păstrează și în același timp conduce spre țelul final, spre scopul pe care l-a primit, l-a impregnat acestei creații. Ei bine, sunt voci, au fost în istorie și sunt și astăzi voci, care nu ați auzit despre deism, spre exemplu, în care spune că Dumnezeu a creat lumea, i-a dat niște legi și El s-a retras undeva, stând într-o expectativă, așteptând ca lumea să, respectând legile pe care le-a dat, să poată să-și atingă scopul. Departe de noi acest gând, dar sunt astfel de ipoteze, de teze și de lucru și noi trebuie să conștientizăm că între acestea sunt unele și mai, cum să spun eu,
depărtate, pentru că aici cel puțin se recunoaște existența unui creator care a dat niște legi Universului, dar sunt și gânduri sau teze și ipoteze care nu acordă niciun credit creatorului, ci dimpotrivă, deși ne putem imagina trăim într-o lume care nu poate să pună la îndoială existența unor legi care nu sunt date de nimeni dintre pământeni. Legi care sunt mai presus de firescul nostru. Nu, și omenirea nu face altceva decât să le descopere. Dar legile acestea sunt de la început și vor fi guvernând lumea până la sfârșit. Când a spus Voltaire, care este invocat de multă lume ca expresia ateismului evului mediu, vă puteți imagina, el a spus acele cuvinte extraordinar de clare: Universul mă încurcă și nu pot gândi măcar că există un ceasornic fără de ceasornicar. Așa cum nu poate exista un ceasornic fără de un autor al ei, așa mergem din cauză în cauză și vedem că nu poate să existe atât de multe efecte, pentru că ceea ce vedem sunt efectele unei cauze primare. Și atunci trebuie să fie un pricinuitor, un cauzator. Dacă ar fi să luăm doar legea cauzalității, să o analizăm în optica, în logica noastră umană, atunci trebuie să postulăm existența unui legiuitor. Unui legiuitor care a dat niște legi, dar care nu n-a părăsit lumea și care nu le-a aruncat așa, ci dimpotrivă le-a dat și el le ține încă în actualitate, permanent le actualizează. Și când una din legile pe care Dumnezeu le-a dat șchioapătă, întregul univers se clatină. Și noi vedem lucrul acesta la macrocosmos, dar vedem cum se petrec lucrurile mai bine în microcosmos. Pentru că dacă macrocosmosul este întregul univers, microcosmosul este de fapt omul și ne putem imagina că fiecare organ al nostru, într-un fel sau altul, păstrează amprenta, urma întregului, pentru că face parte din lumea aceasta. Să ne gândim, dacă vrem să facem, o simplu analiză a ochiului, a retinei. Și vedem aici o minunăție extraordinară, care nu poate să apară așa din neant, ci este o înțelepciune extraordinară, care într-un fel sintetizează întregul univers. Numai aici, dacă ar fi să ne gândim. Dar ceea ce trebuie să reținem în această Duminică Sfântă este că pericopa evanghelică pe care am ascultat-o la Sfânta Liturghie este nimic altceva decât un crâmpei din predica de pe munte a Mântuitorului Hristos, în care el, după ce a rostit fericirile, a făcut o paralelă între Vechiul și Noul Testament și mai apoi i-a încredințat pe ucenicii săi, pe apostoli și pe toți cei care l-au ascultat, ca la 5.000 de bărbați, i-au încredințat pe toți că menirea noastră este să ajungem asemenea lui Dumnezeu, fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru desăvârșit este, dar că acest lucru trebuie să decurgă dintr-o preocupare permanentă de împărăția lui Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte se vor adăuga vouă, a spus la un moment dat. Și asta ce înseamnă? Că trebuie să avem ca prioritar, nu, căutarea împărăției lui Dumnezeu. Și tot în această paralelă între Vechiul și Noul Testament, Mântuitorul Hristos la un moment dat a vorbit despre: priviți crinii câmpului, păsările cerului care nu torc, nu secere, nu, și totuși Dumnezeu are grijă de fiecare. Dacă de acestea se îngrijește Dumnezeu, cu cât mai mult de voi, o puțin credincioșilor, spunea Mântuitorul Hristos. Ce înseamnă de fapt această pronie care de fapt guvernează Duminica de astăzi? Nimic altceva decât purtare de grijă a lui Dumnezeu față de creație. Noi trăim într-o lume în care avem sentimentul că răul începe să domine existența, că răul este mult mai evident decât binele. Există o luptă extraordinară. De data aceasta nu este o luptă în surdină, ci este o luptă pe față.
Adică noi trăim un timp în care răul și binele nu mai sunt de domeniul ascunsului, ci sunt la evident, domeniul evidenței. Și întâi de toate să înțelegem că Dumnezeu a rânduit lumea aceasta și a creat-o într-o logică perfectă și o cronologie pe care, urmărindu-le, ne dăm seama că El a făcut în așa fel lumea încât să poată să-și atingă scopul final. Pe de altă parte, în creație, orice analizăm noi de la regnul mineral, care devine bază pentru regnul vegetal, care devine bază pentru regnul animal, care împreună toate devin o bază pentru om. Vedeți, a făcut întâi mineralul, vegetalul, animalul și la urmă l-a făcut pe om. Ca să înțelegem că el are ceva din toate acestea, dar are ceva și din veșnicie și el este veriga de legătură între o lume și altă lume și menirea lui este să sfințească această lume constituită din regnuri și să o îndumnezeiască în așa fel încât Dumnezeu să poată permanent să-și reverse iubirea asupra ei. Ei bine, dacă noi vom înțelege că Dumnezeu în atot cunoașterea și atot înțelepciunea sa a creat lucrurile de așa manieră încât ele să poată să fie de folos unele altora, atunci înțelegem ce înseamnă purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Sfântul Vasile cel Mare are o operă numită Exaimeron și în lucrarea sa, sau cele 6 zile ale facerii, în această lucrare citită cu multă atenție, el ne arată că ceea ce noi știm despre felul în care Dumnezeu a creat lumea se datorează descoperirii pe care a făcut-o Dumnezeu unui om cu 1500 de ani înainte de Hristos și anume acel om a fost nimeni altul decât cel scos din apă, cum se traducea de fapt Moșe sau Moise. Lui Moise i-a descoperit Dumnezeu că el este autorul, creatorul lumii și Moise a trecut minunăția descoperirii și profunzimea ei și lărgimea ei prin îngustimea minții, a așezat-o pe hârtie și a scris exact ceea ce este de o logică și o cronologie de nedescris. De ce? Pentru că el a redat acestea în așa fel încât noi să putem să înțelegem cum se susțin unele pe altele și cum cununa întregii creații, de fapt, este omul chemat să facă legătura între lumea materială și lumea spirituală, prin aceea că el însuși, prin trup, face parte, ține de lumea materială, iar prin suflet ține de lumea spirituală și i s-a dat puterea aceasta ca să poată să facă legătura și să sfințească lumea. Pe de altă parte, Sfântul Vasile cel Mare ne vorbește despre potență și activare. Adică Sfântul Vasile spune că n-ar fi greșit dacă noi am înțelegem că Dumnezeu la început a făcut totul, numai că apoi a activat, a zis să apară, să răsară. Și când spune că a făcut totul, el citează cuvântul Scripturii pe care l-a redat Moise și a spus la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul, pământul era netocmit și gol și Duhul lui Dumnezeu se plimba pe deasupra apelor. Ei bine, dacă pământul era netocmit și gol, ce făcea Duhul lui Dumnezeu? De ce se plimba pe deasupra apelor? Și el spune că așa cum cloșca are ouăle sub aripile ei și stând, clocind, nu face altceva decât să activeze ceea ce în potență există în fiecare ou. Zice, așa cum oul în sine are germenele vieții, Dumnezeu a sădit în întreaga creație germenele vieții, chiar dacă noi îi spunem că e lume materială. Fiecare moment și fiecare parte a creaturii acesteia are acest ferment al vieții și el nu este nimic altceva decât activat. Când Dumnezeu zice, iese la suprafață, fiindcă Duhul lui Dumnezeu plimbându-se pe deasupra apelor, infuza pe de o parte legile existenței și ale vieții, pe de altă parte nu făcea altceva decât să aducă la actualitate, să scoată puii la lumină. Și Sfântul Vasile spune că au fost scoși puii la lumină în fiecare zi. Când auzim noi că Dumnezeu a făcut soarele și luna în ziua a patra, automat vin întrebările, dar până atunci cum a fost lumină?
Până soarele și luna nu-i nimic altceva decât momentul în care Dumnezeu pune limită luminii și limitează lumina. Până atunci era lumina întreaga creație și noi astăzi vine știința și ne explică aceste adevăruri, că lumina este de fapt cea care dă sens existenței și că nu există întuneric, ci este doar lipsa a luminii. Nu există rece, ci este lipsa căldurii. Și atunci, iată, până la soare și lună, să facă soarele și luna, lumina era atât de evidentă, pentru că Dumnezeu era cel care lumina. Mântuitorul Hristos avea să spună peste veacuri că eu sunt lumina lumii, câtă vreme sunt în lume. Pe de altă parte, până când Dumnezeu a așezat măsură în lumină, totul era de fapt lumina și încetul cu încetul ne putem imagina de ce la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul, netocmit și gol, adică a făcut regnurile, iar la urma tuturor acestora nu a făcut altceva decât l-a făcut pe om. Ei bine, o să vedem, să spună cineva, poate să spună oricine, nu? Dacă Dumnezeu poartă de grijă de ce a apărut răul în istorie, asta este o problemă extraordinară care a frământat foarte multă lume. Ei bine, ca să putem să înțelegem de ce există răul, trebuie să conștientizăm că și răul în sine nu este ceva obiectiv care să cumperi, să vinzi, ci răul este nimic altceva decât așa cum este întunericul, așa cum este frigul. Răul nu e nimic altceva decât lipsa binelui. Când de aceea părinții filocaleci au această conștiință permanent trează și spun, cel ce nu zidește, cu siguranță dărâmă. Adică noi nu putem spune, băi, am dobândit, am urcat o treaptă și stau pe loc. Ăsta este Sfântul Ioan Scărar. Și el ne spune, cu cât urcăm mai mult, cu atât ne dăm seama că avem și mai mult de urcat. Și ăsta este Sfântul Grigore de Nisa, prin ideea de epectază. Cu cât urci, cu atât îți dai seama că e și mai mult de urcat și că îți dai seama că ai urcat ceva, dar nu-i destul. De aceea există o permanentă urcare spre asemănarea cu Dumnezeu. Ori această chemare, această invitație pe care o are întreaga creație să ajungă asemenea Dumnezeu, deschizându-i-se lui Dumnezeu și primind permanent infuzie de iubire, aceasta a fost zădărnicită datorită libertății umane. Omul, având libertate, dar chemat fiind spre asemănarea cu Dumnezeu, libertatea a folosit-o nu în scopul asimilării și asumării întregii creații ca să poată să ofere lui Dumnezeu ale tale, într-o ale tale, ție ți-a cinut de toate, pentru toate, cum spune la liturghie, ci el a vrut să o consume, să consume creația lui Dumnezeu, ca el să devină Dumnezeu fără de Dumnezeu. Și atunci, iată, în sensul acesta, noi trebuie să înțelegem că purtarea de grijă al Dumnezeu s-a exercitat prin aceea că i-a dat omului libertate, încât omul putea să nu moară, numai că a ținut de el. El, în locul vieții veșnice, a ales limitarea și palpabilul și sensibilul și n-a cultivat și n-a dat prioritate nusului, minții, lumii spirituale, ci el a cultivat și a ales lumea materială. Încât îmbărnându-se în lumea și rănindu-se cu lumea materială, dar nu după chipul dumnezeiesc, fiindcă Dumnezeu l-a chemat pe om să se hrănească, adică să descopere tainele și minunățiile tuturor lucrurilor. Și descoperind minunățiile lucrurilor sau raționalitatea oricărui lucru, omul și-ar fi mărit conținutul propriei rațiuni. Și mărindu-și conținutul propriei rațiuni, deja avea legătură cu mai multă realitate decât în faza incipientă. Dar el, înțelegând lucrul acesta și nelucrând în acest sens, n-a făcut altceva decât să se închide, să confiște pentru el creația, având sentimentul că dacă o va confisca și se va hrăni cu ea, nu prin minte, ci prin buș, prin gură, prin înfulecare, atunci va ajunge asemenea Dumnezeu. Și atunci omul n-a făcut altceva decât, în virtutea libertății, ca expresia iubirii dumnezeiești pe care o oferă întregii creații, omul a devenit dintr-un om asemănător cu Dumnezeu, un om care a întors spatele lui Dumnezeu și a oprit, de fapt, fluviul iubirii lui Dumnezeu care se vărsa necontenit spre el.
Ori iată, în sensul acesta a apărut răul în istorie și el a început mai apoi să zădărnicească tendința omului de asemănare cu Dumnezeu. Pentru că dacă la început răul s-a manifestat ca o șoaptă în urechea Evei, apoi amplificată în urechea lui Adam, ulterior răul a prins un alt contur. Și anume răul și-a făcut cuib în mintea omului, care mintea omului știa că trebuie să ajungă asemenea lui Dumnezeu, să ajungă la întâlnirea cu Dumnezeu, numai că întunecându-se atât de mult, ea care avusese atâta inteligență că a dat nume tuturor viețuitoarelor și tuturor creaturilor, n-a putut să mai conștientizeze că Dumnezeu nu poate fi substituit de vreo, cioplitură, de vreun idol. Și astfel a intrat răul în conștiința umană și povârnirea și, cum spune eu, ducerea spre Sheol, spre gol, spre, Doamne, sunt gol, a spus Adam. Gol în sensul că nu mai avea sens, nu mai știa ce-i cu el. Spre goliciune, iată, mintea omului s-a povârnit cu multă ușurință și astfel au intrat în istorie aceste contradicții între bine și rău. Și avem până astăzi o manifestare a răului și o să zică cineva, păi dacă Dumnezeu poartă de grijă întregii creații, de ce îngăduie răul? Răul este îngăduit fiindcă Dumnezeu nu este schimbător. El a spus că iubește lumea și i-a dat libertate ca să-i primească ori nu iubirea. Dumnezeu iubește lumea, dar nu obligă lumea ca să-i primească iubirea. Ci El o cheamă neîncetat, continuu, o invită să se hrănească doar cu iubire. Și în măsura în care lumea înconștientizează că în afara iubirii este moarte, atunci înțelege ce înseamnă a iubi și ce înseamnă a te hrăni permanent cu Dumnezeu. Ori, în măsura în care noi avem sentimentul sau sunt oameni care spun că Dumnezeu a dat legi, s-a odihnit, stă undeva acolo, n-am înțeles nimic. De ce? Pentru că Dumnezeu conlucrează permanent, cooperează permanent cu întreaga creație. Și o să spună oricine, nu, cum să coopereze de vreme ce se manifestă răul în istorie? Ei bine, în istorie răul se manifestă de ce? Pentru că omul îl gonește pe Dumnezeu din istorie. Pentru că omului nu mai este familiar Dumnezeu. Și dacă omul nu-L mai are pe Dumnezeu în sufletul lui întâi și nu-L are în icoană lângă el și nu-L are în mintea lui și în cuvântul lui și în manifestarea lui și în trăirea lui și în simțirea lui, atunci răul începe să ia contur. Ori îl ai pe Dumnezeu și te ocrotește permanent, ori l-ai uitat pe Dumnezeu și atunci forțele întunericului nu fac altceva decât să te ajute ca să poți să prosperi cu ghilimele de rigoare spre întuneric, spre neființă, spre nimic, spre nu, întunericul. E lipsa luminii. Nu există întuneric. Nu există moarte, ci există somn. Ori iată, în acest sens, purtarea de grijă a lui Dumnezeu înseamnă, pe de o parte, conducerea permanentă a întregii creații spre țelul final, scopul final, pe de altă parte, conlucrarea permanentă cu istoria și conservarea. Și o să ziceți dumneavoastră acum iarăși, o să vină cineva și spună, dacă Dumnezeu poartă de grijă, cum e posibil ca să apară și dispară specii în istorie? E posibil dacă ne ducem la Sfântul Vasile cel Mare și vedem acolo că Sfântul Vasile spune că Dumnezeu a făcut tot de la început și pe aia nu mai activează. Ca să înțelegem mai bine ce înseamnă această activare, potență și activare. Dumnezeu a creat în lumea aceasta posibilitatea ca oriunde să se nască viața și să urce viața spre asemănarea cu Dumnezeu. Potența. Numai că trebuie activată această potență. Adică să ne gândim ca să înțelegem mai bine. Orice fată se naște cu sentimentul maternității. Dar acest sentiment al maternității, deși îl posedă când se naște și până când naște, el nu este activat, nu este simțit, nu este trăit autentic decât când naște. Deci, în potență, orice fată are sentimentul maternității și această trăire, ce înseamnă bucuria nașterii,
Dar el este activat doar când fata rămâne însărcinată și când se naște pruncul. Și după aceea, acum permanent se revarsă acest sentiment al maternității de la mamă la copil. Și el nu face altceva decât naște răspunsul și alimentează iubirea copilului față de mamă. Și asta este miracol și este naturalul. Ori iată, acestea sunt forme de cooperare și de conservare. Dumnezeu conservă anumite lucruri, dar cooperând cu întreaga creație, El găsește cele mai bune soluții la momentele cele mai delicate ale istoriei, încât noi vedem de la facerea lumii și până la sfârșitul lumii că Dumnezeu, în virtutea libertății, a îngăduit omului să îi întoarcă spatele, dar după aceea permanent îl cercetează pe om, îl ajută pe om ca să poată să răspundă invitației pe care o are. Ei bine, aici este o problemă de morală extraordinară. Care este raportul între autonomia umană și heteronomia? Adică, până unde omul are libertatea? Că spunem că Dumnezeu îl iubește și omul are libertatea totală. Până unde? Cât de mult nu ține libertatea omului? Ei bine, acest lucru trebuie să-l înțelegem printr-un exemplu mai ușor. Întrebat un părinte odată, eu nu înțeleg, părinte, cum e cu libertatea asta, cu autonomia umană? Și el i-a dat un exemplu și a spus, omul este autonom, este liber să facă ce vrea. El este ca și cum ar trăi și ar avea un corp pe un iceberg. Mai ales acum că încep să se topească calotele polare, glaciale. Ei bine, zice, el are cortul acolo și este liber de dimineață sculându-se să iasă din cortul lui și să spună, ce fac eu astăzi? Păi astăzi o să iau spre răsărit. Și zice, el este liber să ia spre răsărit, apus, nord sau sud. Ar zice, Dumnezeu însă mișcă întregul iceberg spre partea opusă. El este liber să meargă oriunde, dar Dumnezeu știe că i-ar face bine în cealaltă parte. Și asta e libertatea noastră. Dacă noi nu conștientizăm că asta e libertatea, nu e o libertate absolută în care să faci ce vrei tu. Ca să nu mai vorbim de celălalt aspect, că de la 89 încoace, oamenii au avut sentimentul că, fiind liberi, au dreptul să jignească pe oricine. Au dreptul să umilească pe oricine, să disprețuiască pe oricine. Și atât de mult s-a aplatizat și s-a întunecat mintea noastră, fiindcă am făcut în aceasta un drept. Să ai sentimentul că e dreptul tău să jignești pe oricine. Păi nu, când ai făcut cel mai mic gest care a umilit sau a jignit pe cineva, nu mai ești liber, ci ești robit de o formă de răutate. Ești corupt. Ești corupt într-o mică măsură, dar dacă nu te vindeci acolo și vei continua să pui în practică această stare de corupere, vei distruge, de fapt, sufletul cuiva. Vei distruge o persoană. Și atunci, vedeți, asta nu-i libertate. În numele libertății, adevărat că în istorie s-au făcut multe matrapaslâcuri. Dar noi, dacă suntem sinceri cu noi, în numele libertății dumnezeiești pe care ne-o dă Dumnezeu, noi ar trebui să simțim povara atunci când fratele nostru are o suferință. Noi nu mai simțim această povară. Vă puteți imagina, zice, odată un părinte a intrat la slujbă și cum să petrec uneori lucrurile și a lăsat încălțămintea, o pereche de ghete la intrare. Se practică mai ales în spațiu islamic lucrul acesta. Da, sunt și la noi biserici și mănăstiri unde oamenii își lasă încălțămintea la intrare. Și zice, s-a dus și a făcut rugăciune și când a plecat nu și-a mai găsit ghetele. Și avea o permanentă remușcare și spunea, cât de neînțelept am fost eu. În loc să fie așezat unde trebuie și să fie avut grijă de încălțăminte, am așezat-o așa la vederea tuturor și am ispitit pe cineva de a lua lucruri. Oricum, dacă mi l-ar fi cerut ghetele acelea, le-aș fi dat de pomană. Dar uite, eu sunt vinovat că l-am ispitit prin nechipzuința așezării unui lucru acolo, l-am ispitit pe fratele meu. Să ai această conștiință. Că de fapt, vă dați seama, Dumnezeu ne dă libertatea. Dar El ne dă libertatea și ne dă libertatea și doar când facem bine o folosim. Că dacă noi ne folosim de libertatea pe care ne dă Dumnezeu și noi facem ceva împotriva iubirii lui Dumnezeu,
Un gest ca acesta, dar pot fi alte gesturi, atunci nu facem altceva decât să nu folosim libertatea, ci dimpotrivă. Să fim nu vrășmașii unuia sau altuia, dușmanii unuia sau altuia, ci noi suntem, de fapt, în acest moment, suntem dușmanii lui Dumnezeu. Ori dacă noi nu trăim această realitate. De aceea, iată, trebuie să reținem că avem posibilitatea ca să înțelegem că Dumnezeu conduce lumea aceasta. El îngăduie, așa cum spre exemplu, îngăduie astăzi să se afirme forme de întuneric care sunt prezentate oamenilor ca lumină. Pentru că altfel nu poți să înțelegi cultul satanei astăzi, care vrea să se impună. Creștinismul fiind leucemic, pentru că asta este boala de care suferim noi creștinii. Avem leucemie și suntem atât de albicioși. Noi nu mai avem transparență, nu mai avem frumusețea, noi nu mai avem, cum spun eu, minunăția trăirii în așa fel încât să impresionăm pe ceilalți prin viața noastră, prin trăirea noastră, încât ei să dorească să se apropie de Hristos. Noi avem sentimentul acela că îl slujim pe Dumnezeu, dar uneori suntem exact, am spus duminica trecută sau acum 2 săptămâni, când Gandhi ar fi vrut să ducă creștinismul în India și când era entuziasmat de învățătura lui Hristos și vrând el însuși să meargă în biserică, când în biserică, fiind undeva în Africa de Sud, când în biserică vrând să intre, să pătrundă, era cineva la intrare și l-a întrebat, ce dorește aici, ce doriți? Să eu intru în biserică. Apoi nu, dumneavoastră, la biserică de acolo, acolo e pentru negri, aici e biserica albilor. Și el atunci s-a tulburat și a spus, nu mai am nevoie de așa ceva. Eu am crezut că Hristos e altceva. Dacă și el face separație între dreapta și stânga, între culoarea pielii, sau între sex, sau între înțelept și neînțelept, nu am nevoie de așa ceva. Și atunci s-a smintit, noi ăștia suntem, creștinii de astăzi, suntem exact așa cum am redat în pilda dinainte. Noi suntem cei care uneori avem o îndrăgire extraordinară pentru oricine greșește. Și suntem, cum spun eu, neîndurători cu cei ce greșesc. Și îi condamnăm teribil pe cei care greșesc. Creștinismul, Hristos, n-a venit să caute pe cel drept, ci pe cel păcătos. Noi n-avem această conștiință că Dumnezeu îl iubește pe păcătos mai mult chiar decât pe drept. Fie că are nevoie de mai multă dragoste. Are nevoie de mai multă hrană. Ori noi, în trufia noastră, în care suntem formați și revin la această hibă pe care am constatat-o, o surprind, și mi-este greu să o așez în niște formule, dar sunt convins de acest adevăr, că noi ne-am format greșit. Formarea noastră este prin excelență una în care suntem într-o competiție a trufiei permanent. Noi nu suntem într-o competiție a smereniei, a bunătății, a iubirii, cum ne-a descoperit Hristos. Pentru că ăsta e Hristosul, care ne-a spus, vreți cine vrea să fie mai mare să fie slujitorul tuturor. Eu, Domnul și Învățătorul, cum mă numiți voi, vă spăl picioarele, cu cât mai mult sunteți voi să spălați picioarele. Noi nu vedem. Nu vedem că, dați seama, ar trebui noi să constatăm că într-o familie tatăl ar trebui să fie pâinea lui Dumnezeu, cum se spune, expresia maximă a bunătății și a iubirii, a răbdării. Ei, nu se întâmplă lucrurile acestea. Mama la fel. De ce? Ca să poată copiii să preia din darurile pe care ne le descoperă Hristos. Într-o comună, nu doar preotul, și primarul ar trebui să fie cel mai bun om, cel mai capabil să-i ajute pe ceilalți. Ori noi nu trăim această realitate. Noi, dimpotrivă, avem sentimentul că ne întâlnim uneori când ne ducem într-o la o instituție, noi suntem niște servitori. Nu înțeleg că ei sunt servitori. Așa cum noi, fiecare dintre noi, acolo unde suntem să facem ceva, noi suntem servitori, nu suntem stăpânii oamenilor. Noi, ca preoți, nu suntem stăpânii nimănui, ci trebuie să ne stăpânim pe noi, ca să putem să-i stăpânim pe ceilalți prin iubirea lui Dumnezeu. Dacă nu reușim să conștientizăm că asta e menirea noastră, suntem atunci un braț întins al unei forme instituționalizate în care vor să aducă ceva așezare sau ordine într-o societate a dezordinii. Dar noi nu suntem pentru asta, asta e preoția.
Biserica, vă puteți imagina, trebuie să fiu iertat că gândesc în această manieră și mă exprim fără să gândesc ca să lezez pe cineva sau să jignesc pe cineva sau să sancționez ceva, dar e de domeniul evidenței. Gândiți-vă, biserica a fost folosită când cu minerii ca o alternativă a poliției. N-a putut poliția să-i aducă la ordine, au aruncat pe mitropolitul Banatului în mijlocul lor și el a descurcat ițele. Păi nu, dacă ai nevoie, n-ai nevoie doar de astfel de situații, ai nevoie de îndumnezeirea societății, o societate care trebuie îndumnezeită, fiindcă asta este menirea. Și atunci când vin alții ca să desacralizeze tot ceea ce e sacru aici, să nu aibă puterea. O, noi nu avem această conștiință și Dumnezeu îngăduie. De ce îngăduie Dumnezeu? Pentru că în purtarea Lui de grijă, Dumnezeu uneori scoate câte unul, este așa ca o țâșnire, ca o izbucnire de lumină. Ăștia sunt sfinți în ultimă instanță. Sfinții sunt aceste răbufniri din pleroma bisericii, din corpul bisericii, a unora care sunt capabili să lumineze și să-i trezească pe ceilalți. Ori, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu poartă de grijă de vreme ce sunt și oameni care fac rău. Vă puteți imagina astăzi să ridici statui lui Satana și să te închini lui, să slujești ca și cum ai face liturghie lui Satana, cu totul pe de-andoaselea. Este un lucru teribil. Și o lume ca aceasta, când îi spui că a luat-o pe arătură, nu vrea să spună că tu ești de fapt pe arătură și ea este pe drumul cel bun. Nu e posibil. Ritualuri satanice la deschiderea unui tunel, spre exemplu. Te crucești, te înspăimânți când vezi unde s-a putut ajunge prin relativizarea creștină și prin acceptarea surogatelor care în numele libertății nu fac altceva decât să dea afară din istorie autenticul și să impună chiciul. De aceea cred că ar fi grozav dacă noi am reușit să înțelegem că lumea în care trăim noi este o lume pe care trebuie să ne ancorăm la realitate și la sfințenia lui Dumnezeu. Dumnezeu ne așteaptă pe fiecare dintre noi. El conduce întreaga lume. El poartă de grijă fiecare, dar vrea să lucreze cu fiecare. De aceea noi trebuie să avem această conștiință. Dumnezeu ne stă permanent cu mâna întinsă, numai noi trebuie să-i prindem mâna. Și ca să putem să-i prindem mâna, nu trebuie să rămânem la mintea noastră. Ci dimpotrivă, totdeauna să avem grijă că neștiința și ignoranța e ușiașul care ucide sufletul omului. Vă amintiți acea teribilă pildă când într-un sătuc undeva unde era o pensiune au ajuns un autocar și cum au fost cazați, poftiți la masă cum este regulă și s-a părut că mâncarea era oarecum veche și s-au spăimântat să mănânce, nu cumva să se îmbolnăvească și au luat ceva mâncare și a dat unui cățel. Și cățelul a mâncat imediat, a înfulecat numai decât. Și atunci au mâncat și ei fără grijă. A doua zi au aflat că a murit câinele. Și aflând că a murit câinele, care mai de care a început să aibă probleme. Unul că are temperatură, ălaltul că îl doare stomacul, ălaltul că îi deranja la stomac. Și atunci au chemat un medic ca să poată să-i trateze. Toți aveau sentimentul că au făcut o toxă de infecție alimentară. Și a venit medicul. Și când a venit medicul, a zis, stați o clipă așa întâi să vedem ce a avut câinele ăla. Și a chemat un sătean. Mai, am auzit că, uite, aici a fost un câine, a avut stăpân un câine și nu a dispărut, a murit. Nu l-a chemat pe patronul pensiunii, l-a chemat un sătean, că ai auzit de așa ceva. Și da, domnul doctor, și unde e câinele, ce s-a întâmplat cu el? Păi zice, ieri seară a dat o mașină peste el și nu aveam cum să lăsăm, l-am aruncat la groapa de gunoi a satului. Vă dați seama, oamenii aia care au auzit că a murit câinele n-au mai vrut să mai știe altceva decât au fost convinși că câinele ăla a murit fiindcă s-a îmbolnăvit de mâncarea pe care a dat-o ei. Și atunci, normal că trebuie să ne îmbolnăvim și noi.
Noi ăștia suntem, auzim de una de alta, imediat trebuie să facem exact cum e la povara pe care o așează în spatele oamenilor când cineva moare. Trebuie să faci asta, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta. Mântuitorul Hristos n-a spus că trebuie să facem toate astea. Biserica a rânduit în timp reguli pe care le-au amplificat sau care le-au amplificat fără să înțeleagă despre ce e vorba. Și anume, esența, fondul pentru o slujbă de prohodire nu e decât o mână de grâu, o pâine dospită, un pahar de vin și o lumânare. Că coliva de grâu este de un pumn de arpacaș sau de grâu, sau că este dintr-un sac de grâu, că este o farfurioară sau este mai mare decât roata tractorului, asta e cu totul altceva. E aceeași valoare în fața lui Dumnezeu. Doar că poți să saturi mai mulți, să servești mai mulți, dar altcumva nu are niciun fel de semnificație. Ce are semnificație trăirea pe care o ai atunci când ai făcut acest gest și conștientizezi că în fiecare bob de grâu este tot o mărturisire a ta că nădăjduiești ca moartea celui pentru care te rogi și l-ai încă în față să fie poartă spre înviere, să fie ușă de trecere spre veșnicia lui Dumnezeu și nici de cum să fie anularea persoanei. Dacă n-ai această conștiință când ai adus coliva și nu ai această decență să nu te intereseze cât de mare sau mică e coliva, ci să înțelegi că prin bobul ăla de grâu, de fapt, îți mărturisești credința în moartea spre înviere sau învierea ce trece prin moarte, atunci n-ai făcut nimic. Poți să faci coliva cătruata tractorului că n-are nicio valoare, dacă nu te rogi. Și invers, poți să faci de o lingură de grâu, dar dacă te rogi, are mai multă valoare decât... Exact cum a fost făcut Mântuitorul Hristos când a spus atunci despre femeia văduvă care venind la templu a lăsat doi bănuți, doi dinari în lădiță și a spus, priviți această femeie, voi toți ceilalți ați dat din prisosul vostru. Această femeie a dat tot ce a avut ea. Ce faptă minunată, dai totul. De altfel există, noi trebuie să lucrăm la ABC-ul cunoașterii noastre creștine. Există în obiceiul nostru că atunci când facem pomană, nu, sau când dăm de pomană, de exemplu, mai degrabă dăm de pomană o pereche de haine pe care noi nu mai purtăm că s-a mai rupt pe colo, că ai mâncat de mult în colo. Nu, când te duci la Dumnezeu, n-ai cum să te duci cu lucruri dintre astea. Lui Dumnezeu trebuie să... Nu are nevoie Dumnezeu de lucrurile noastre. Și noi când facem un gest de milostenie, trebuie să fie expresia grijii noastre și a purității noastre. Și atunci dau ce am mai bun, nu dau ce am mai prost. Noi facem așa ceva când ducem cadouri oamenilor din zilele lor. Dăm ce mai bun altora și noi nu gustăm poate uneori niciodată ce oferim. Dar când e vorba să ajutăm sufletele sau oamenii pe ceilalți, nu facem același lucru. Nu dăm ceea ce e mai bun. Dar când îi duc lui Dumnezeu, trebuie să-i duc lui Dumnezeu. Nu pentru că Dumnezeu are nevoie de așa ceva, ci pentru că felul în care eu mă pregătesc și materializez nimic altceva decât arderea și trăirea mea. Darul pe care îi aduc lui Dumnezeu cuprinde acolo, de fapt, virtual sufletul meu. Ori dacă nu realizez acest lucru, arunc lui Dumnezeu, ia așa asta, exact cum mai face câteodată unul, hai popo că te plătesc, fă-mi cu tare ce spun eu. Eu fac nu pentru că mă plătești, pentru că știu ce trebuie făcut în momentul ăla. Și atunci, vedeți, lucrurile sunt atât de delicat, de înțeles, de pătruns, încât noi ar trebui permanent să avem această grijă. Dumnezeu poartă de grijă permanent. Dar noi trebuie să conlucrăm cu Dumnezeu. Și când lucrezi cu Dumnezeu, tu nu lucrezi cum lucrezi cu un derbedeu. Și lucrezi cum lucrezi cu cea mai apropiată persoană. Să ai acel fior extraordinar al sacului că te apropie de Dumnezeu. Dacă reușim să facem lucrul acesta, înseamnă că am înțeles că Dumnezeu nu doar poartă de grijă și guvernează lumea aceasta. Nu doar o conduce spre țelul final, ci el permanent vrea să-l conlucreze cu fiecare dintre noi. De aceea, mântuirea noastră nu este nici un dar al lui Dumnezeu, dar nici o luptă a mea permanent, ci este această împreună lucrare. Eu trebuie să fac fapte bune, în așa fel încât să cred că prin faptele acestea bune, ca expresie a arderii mele permanente, eu mă îmbunez, și să îi le ofer lui Dumnezeu, care să-și reverse harul și să mă lumineze și să mă hrănească pe mine permanent cu veșnicia Lui. Dacă eu n-am această conștiință, atunci nu contează, am doar drepturi în istorie,
drepturile nu sunt izvorâte din obligații și nu fac altceva decât să clamez drepturile omului, naturii, pisicilor, câinilor și mai departe, dar Dumnezeu nu are niciun drept. De ce nu are niciun drept? Pentru că, de fapt, eu am sentimentul fie că Dumnezeu a făcut, dar stă undeva dormind acolo și privind așa detașat lumea, fie că n-am conștiința că lumea este, de fapt, expresia lucrării lui Dumnezeu. De aceea eu m-aș bucura dacă am reușit în această Duminică Sfântă să înțelegem că Dumnezeu ne poartă de grijă. Numai că Dumnezeu ne poartă de grijă prin altceva. Adică, dați seama, Dumnezeu ne dă porumbul, ne dă puterea să-l culegem, ne dă sacul să-l băgăm acolo, ne dă puterea să-l ducem la moară, îl măcinăm, ne dă ceaunul, ne dă apa, ne dă aragazul, nu? Ne dă făcălețul, dar nu vine el să ne mestece mămăliga. Adică trebuie să facem și noi ceva. Dacă noi nu realizăm acest lucru, este exact ca, și închei cu pilda aceea, vă amintiți, este foarte cunoscută, când zice cineva într-un sat era extrem de credincios și au năvălit apele în 2005, mă rog cât a fost, și a trecut unul căruț și a spus: Ioane, nu mergi că vin apele. Că Dumnezeu are grijă de mine. Au crescut apele și omul s-a urcat în pod. Au trecut o anfibie. Și zice: omule, hai Ioane cu noi, lasă că are Dumnezeu. S-a urcat pe casă, au crescut apele. A venit unul cu elicopter și a spus: hai că te neci aici. Are Dumnezeu grijă. Și a murit. Și după ce a murit, s-a dat Dumnezeu: Doamne, dar eu am avut încredere în tine. Și Dumnezeu a zis: măi Ioane, mă, ți-am trimis o căruță, n-ai vrut să te urci în căruță. Mă, ți-am trimis o anfibie, n-ai vrut. Mă, ți-am trimis și elicopterul, dar vrei să vin eu să te scop? Ori asta ce înseamnă? Dumnezeu lucrează, dar noi trebuie să avem ochii deschiși, să vedem cum lucrează Dumnezeu. Dacă noi nu suntem capabili să înțelegem că Dumnezeu lucrează în toată istoria, atunci sunt doar întâmplări. Istoria nu e întâmplătoare și nimic nu e întâmplător în viața noastră, ci totul este cu o ordine oarecare. Și dacă nădăjduim acest lucru, suntem exact copilul de pe vas. Vasul în mijlocul mării, învolburate, toată lumea agitată, copilul liniștit. Și îl întreabă unul: băi, copile, nu ți-e frică? Dar de ce să-mi fie frică? Păi uite, stă să se înghită marea. Dar cine e capitan? Cu tare, câtă vreme e capitan ăla, nu mi-e frică. De ce? Ăla e tatăl meu, măcar de mine trebuie să aibă grijă. Noi așa trebuie să credem în Dumnezeu, că are grijă de noi. Suntem, cum spun eu, deja suntem isterizați. O să vină chip, o să vină nu știu ce. Noi să avem nădejde în Dumnezeu, să ne rugăm. Cât timp pierdem cu prostiile? De ne-am ruga cât timp cârtim, cât timp vorbim, cât timp facem așa ceva, lumea s-ar schimba într-o clipă. Dar noi pierdem vremea și nu facem altceva decât să-i facem treaba celui rău, care bagă spaima în oameni și noi suntem înspăimântați, în loc să fim cu suflet deschis și așezat la Dumnezeu, noi dimpotrivă. De aceea m-aș bucura, dragi telespectatori, dacă prin purtarea de grijă al lui Dumnezeu, fiecare dintre noi ne-am redescoperit chemarea și am ști că Dumnezeu nu doar ne invită, nu doar ne așteaptă, ci El ne și ajută ca să răspundem invitației pe care ne face. Seară binecuvântată!